Tu crezi că nu te văd? Pe bune acum, ce facem aici? Bombardează butonul ăla de like, atât de greu să faci chestia asta? Sunt cu ochii pe tine, bro, de câte clipuri te uiți și nu apeși niciodată pe butonul ăla, a? Eu de unde să știu dacă fac bine videoclipurile? Dacă tu nu dai like sau comentariu sau nu zici absolut nimica! Ce facem aici? Apasă pe butonul de like! Hai, știu că poți, ok? Am nevoie de toată lumea care se uită să apese pe buton să facem 10.000 de like-uri! Asta desigur! Dacă nu vrei să scot ochii cu cuțitele, să stai capul cu drujba și apoi să joc fotbal cu el, să-i dea foc, să pun un C4 pe el, să-l arunc în spațiu, apoi să te înviu și să te mai omor o dată, ok? Bună ziua, dragii mei copii! Poate vă întrebați de ce am venit cu o umbrelă la școală într-o zi atât de însorită. Ei bine, e pentru lacrimile voastre, ca să nu plouă pe mine după ce o să dați testul ăsta la matematică din care nu o să știți absolut nimic. Și uite, aici alături de mine am fântâna plină cu lacrimile celorlalți copii care au eșuat în viață la testul de matematică. Cât face radical din 25? Ai 3 secunde, timpul trece. Tic-tac, tic-tac. Și chiar nu voiam să stric umbrela asta. Copil de tremnice ești, că nimic nu știi, băi. Am spus și numai că dacă copil mai prost ca tine n-am văzut în viața mea să fi făcut cineva. Uitați-vă la el, îl vedeți cât de prost e și încă are zâmbetul pe buze. Stai liniștit că o să-ți rezolvăm și zâmbetul ăsta, dragul meu copil. Cum demonstrezi că două laturi sunt congruente? Spune dacă nu vrei să fii necat în lacrimile celorlalți copii care au eșuat în viață. Asta e pentru toate momentele în care ai venit cu tema nefăcută la școală. Mai aveți 5 secunde să vă pregătiți pentru testul de astăzi și după aia o să plângeți toată ziua pentru că toată lumea o să pice, ați înțeles? Ce faci? Vrei să pleci? Te-am văzut cum erai cu spatele. Băi, netrebnicule, nu mă face să-ți rup genunchii cum i-am rupt și lui frate tu când natiului de la școală. Ia de aici! Să mergi în scaunul cu rotile toată viața, băi, asta dacă nu spar capul cu ciocănoiul ăsta care se face din ce în ce mai mare pentru că e la fel de mare ca puța mea în momentul de față, așa de mare e puța mea, probabil vă întrebați de ce am spus chestia asta. Nici eu nu știu. Ba nu, stai, am greșit. Ciocanul ăsta e la fel ca Pinocchio. Când spun o minciună se face din ce în ce mai mic. Aparent acum s-a făcut capuța mea. Nu mărimea contează, ci contează cât de bine îl folosești. Spune care sunt numele dividende cu 22. Și m-am chinuit tot anul să lucrez cu voi, să înțelegeți, ca să nu fiți copii proști. Mereu mi se dă cea mai proastă clasă de pe planeta Pământ. Uitați-vă la el. Tocmai ce încearcă să se scobească nas, să-și scoată toți mucii, să-i numere, să vadă cât sunt. Și nu reușește să-și nimerească nasul în timp ce se scobește. De ce te bați singur? De ce te bați singur, băi, prostule? De ce te bați singur? Și după aia lumea spune că sunt o profesoară rea și nimănui nu-i place de mine. Și nu înțeleg de ce. Prostule, de ce te bați singur? Zi-mă odată de ce nu ți-ai făcut tema dacă vrei să mai respiri pe planeta asta. Uite, vestiga aia asta. O să sprăjin creierul în ea, așa poate o să gândești mai bine. De ce nu vrea nimeni să învețe în școala asta? Oh, doamne, și psihologul mi-a spus să nu mai vin cu arme la școală. Ah, am făcut-o din nou, acum trebuie să-mi schimb iară numele, să schimb orașul și după aia să schimb școala, băgamia. Ce bine că n-am văzut măcar nici... Bun, am strâns toate cadavrele la un loc, acum trebuie să fug până nu mă prinde domnul director. Bună ziua, domnule director, ce surpriză! Tocmai ce verificam copiii că au leșinat toți deodată și stăteau așa toți într-un colț. Uitați-vă la ei, domnule director. Sunt foarte bine, doamna profesoară, tocmai ce m-a junghiat în 10 părți din stomac și nu mai îmi simt rinichi. Doamne ferește, cum să zici așa ceva, e doar o glumă. April Fool's în primăvară. De unde a apărut iar acaul ăsta? Doamne, că se lipesc de mine ca de... Căcat? De ce am zis căcat? Trebuie să-i scuip în gură sau ce să-i fac în momentul de față? Mă panichez. Îmi dau demisia pe n-a fost școala niciodată, punctul meu forte. Bună ziua copii, astăzi sunt profesoara voastră de fizică și vom face fizică împreună. Nu-ți face griji, George, iubesc foarte mult copiii și nu i-aș răni absolut deloc, pentru că am și eu 5 copii acasă care îmi fac nervii praște și îmi vine să-i omor la orice oră. De-aia mai am 5 și la început aveam 10. Dacă proful vostru de fizică ține shotgun-ul în mână și îl împușcă pe colegul vostru de la o distanță de 5 metri... Ceva de genul. În cât timp vine salvarea de la 2 km să-l salveze în condițiile în care eu oricum v-am omorât înainte pe toți, v-am dat foc și am șters toate evidențele. Bonus în plus pentru cine face punctul C. Cât de repede credeți că îl lipesc de pământ în timp ce îl împing cu gloanțele de shotgun? Nici nu știu de ce ne chinuim cu shotgun-ul, pentru că pot să vă omor oricum pe toți mai repede cu minigun-ul. RGB-ul e viață, frate. Am RGB la pat, eu când mă culc îmi fac luminile astea așa în ochi și îmi dezlipesc retina de pe ochi. Dar știi ce? La final de zi sunt fericit pentru că am RGB. Uite, pot să-mi bag și mâna în RGB. Uite-te, bagă-ți tu mâna în RGB să vezi ce fain se simte. Bag-o, așa, bag-o. Spune-mi, îți place și ție la fel de mult RGB-ul cum îmi place mie? Spune-mi dacă îți place RGB-ul! Oh, i-am omorât pe amândoi, îmi cer scuze, nu știam că trece arma asta prin voi. Am nevoie de voi să mă ajutați pentru că vreau să propun o nouă lege. Să ne punem RGB la fund pentru că atunci când ne căcăm, să ne căcăm colorat în formă de curcubeu. Pentru că viața e mai frumoasă atunci când avem curcubeu alături de noi. Și când ești mai fericit, viața merge mai bine, nu-i așa? Zi dacă nu merge viața mai bine, dacă așa...
Astea sunt semnele fericirii. Mă scuzați, a fost o mică paranteză pe care am făcut-o. Să revenim la fizică. Fizica cuantică, domnul Newton, domnul Einstein au fost copiii mei, prietenii mei, nu știu ce zic, vorbesc prostii. Astăzi învățăm despre găuri negre. Știi ce sunt alea găuri negre? Despre ce vorbeam mai devreme, e curul ăla infecțios al tău, că nu te ștergi la fund niciodată după ce mergi la școală, la baie, la unde te duci tu să te caci. Eu mă cac la școală pentru că așa consider eu că e școala un căcat. Aoleu, ce am zis? Doamne ferește. Eu iubesc copiii, nu e adevărat. Nu consider asta despre școală. Eu vă iubesc pe toți, adică spune, ți-ai făcut tema pentru astăzi? Să schimbăm subiectul. Atunci să trecem la discuție despre tema de astăzi. Ți-ai făcut o zi dacă ai învățat despre găurile negre, ai învățat despre maică-ta, despre curul lui maică-ta, ai învățat. Zi dacă ai învățat despre găurile negre. De ce vă uitați așa la mine, copii? Am făcut ceva greșit cumva? Este o carte chiar foarte ușoară, are 120 de milioane de pagini. Nu e așa de greu să citiți. Să citiți în 2-3 zile și după aia dăm test, ok? Iar tema pentru astăzi, învățați să dezamorsați o bombă în exact 5 secunde. Multă baftă, eu trebuie să plec în întrerupem emisiunea pentru un moment publicitar. V-ați săturat ca profesoara voastră să fie o hoașcă bătrână de 169 de ani care pute și nici măcar nu vă învață nimic la școală? Da, despre tine vorbesc. Ei bine, eu nu vreau să vă zic nimic, dar tot ce puteți să faceți este să încercați să vorbiți frumos cu ea, să explicați care e problema și de ce n-ați înțeles la lecția de matematică și după aia să-i luați un bilet frumos de vacanță în croazieră pe timpul vacanței de vară. Și să-i spuneți și ei să se relaxeze puțin, pentru că până la urmă e și ea om și are nevoie de puțină pauză după ce trebuie să stea să îndure o groază de mucoși la școală. Și să sperați că nu se mai întoarce niciodată după aia din vacanță. Vacanță fericită, doamna profesoară. Iar acum este timpul de doamna suplinitoare, care este la propriu un flăcăr, ea și toată clasa. Ce-a stă bă la tine? Aveai cumva gogoașă? Dă-mi gogoașa asta dacă nu vrei cumva să pățești ceva mai rău, ok? Nu este nicio problemă dacă nu mănânci într-o zi gogoașa, ai înțeles? Ia scoate banii aia de sandwich. Dă banii aia de sandwich încoace. Ce crezi că nu află unde sunt banii aia de sandwich? Scoate-mă banii aia odată. Nu-i nicio problemă că o să-ți fac exact cum face tata când mă pedepsește. De aici copile, ia peste fundule, copile, ia. Astea sunt cuvintele lui, nu ale mele. Dă banii de sandwich odată. Nu-i vina mea că părinții mei mă trimit la școală fără bani de sandwich, ok? Îmi doresc și eu atâta un sandwich, ți-era așa greu să-mi dai banii de sandwich? Na, cel puțin rămân cu o gogoașă, e bine și așa. Doamnă directoare, ce mai faceți? Uitați, voiam să-l ajut pe Marcel aici de față să se ridice de pe jos. Doamne, Marcele, ce-ai pățit? Cred că a alunecat mai devreme și s-a împiedicat pe ceva banană ce au aruncat-o resimțiți ăștia pe afară și a căzut și și-a rupt puțin piciorul. Marcele, doamne, dar ți-am spus să ai grijă, mă, de acum când cazi pe jos, să nu mai cazi în cuțite și topoare și în... Să vă duceți încolo, doamnă directoare! Că nu faceți nimica pentru școala asta și stați și mâncați toată ziua în direcțiune, în cancelare, în timp ce eu n-am bani să-mi iau sandwich. Luați de aici, dați-mi sandwich-ul dumneavoastră. Doamna directoare, în numele tuturor copiilor din școala asta vrem să spunem că facem răscoală. Ne revoltăm, nu vă mai suportăm. Nu mai suportăm să facem ore după masa pentru că dumneavoastră țineți ocupate toate celelalte sări ca să faceți cine știe ce faceți dumneavoastră în sălile alea. Nu mai vrem să facem școală în primul rând. Da, 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 ne-am hotărât cu toții că vrem să ne lăsăm de școală pentru că vrem să ne apucăm să jucăm în mod profesionist Fortnite, că s-au deschis rank-urile pe Fortnite. Yay, Fortnite! Bun, ce mai vrem, băieți, că nu eram pregătit de toate momentele astea. Doamna directoare, vrem să vă băgăm pistolul în gură și să vi-l tragem de 100 de ori să... Ok, cred că acum e timpul să o torturăm, așa-i? Nu? O torturăm, nu? Doamna directoare, ultimele dumneavoastră cuvinte? Așa credeam și eu. Luați de aici! Asta e pentru momentul în care ați spus că sunt un băiat foarte urât și n-am ce căuta la școala asta. Poftim să nu mă mai vedeți niciodată că vă scot ochii cu cuțitul, doamna directoare. Asta e de fiecare dată când ne spuneați că n-avem voie să alergăm pe holuri. Asta e când am făcut informatică cu dumneavoastră că n-aveam alți profesori și nu știați nici să folosiți mouse-ul. Asta e pentru momentul când v-am văzut că treceați strada ilegal înainte să ajungeți la școală. Iar asta e numele tuturor copiilor pe care i-ați traumatizat pentru cât de urâtă sunteți dumneavoastră. Iar după cum spunea tatăl meu înainte să plece după lapte la magazin și nu s-a mai întors niciodată, nu-i nimic în viață ce un C4 nu poate rezolva. A, s-a lipit de mâna mea să-mi bag picioarele, stai că nu știu să... Oh, uite, s-a întors doamna profesoară de mate din concediu. Bună ziua, doamna profesoară, cum vă mai simțiți? Vă invit să mai plecați în încă un concediu. Concediu plăcut, doamna profesoară! Băi, nenorocitule, credeai că nu te prind că copiezi la test? Erai cu telefonul pe sub bancă și tu uitai te lotul la... Că mă enervez, nu mai pot, nu explodează o venă la cap. Te-am văzut cum te uitai la tot ce făceai acolo, mă, cu mâna asta a ta, ce o puneai pe telefon. Eu am ochi oriunde, pot să-ți văd și în cur dacă vreau, ai înțeles? Ce, râdeți de mine că țin telefonul invers, nu? Că sunt prof de la nașpa, nu știe să facă nimica aia, că stai așa că... Oh, doamne, ce e aici? Mame singure în apropiere, sunele acum. Ce mi-au văzut ochii? N-am mai văzut în viața mea copil așa de turbat. Aoleu, trebuie să dau foc la tot ce e aici. Și apoi să-mi scot ochii cu laserele. Oh, aplicația chiar a mers. Veniți la tati.
Bun, dragii mei, ăsta a fost episodul și pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bombardați butonul de like, subscribe, share și comment, să le arătați tuturor, să-mi spuneți în comentarii și să ne vedem tura viitoare. Pupici cu sclipici și foc pentru toată lumea, pentru că sunteți hot.